Locuitorii din Craiova au rămas ieri timp de câteva ore fără apă caldă. O avarie produsă la CET Craiova 2 a generat această situație, însă reprezentanții Complexului Energetic Oltenia au rezolvat problema. Din păcate, la reluarea agentului termic, o magistrală a cedat și s-a transformat într-o veritabilă fântână arteziană, mai multe mașini fiind distruse de jetul puternic de apă fierbinte. Imediat după ce a apărut avaria de la Termo Craiova 2, reprezentanții CEO au dat asigurări că problema va fi remediată în cel mai scurt timp. Complexul Energetic Oltenia, sucursala Electrocentrale Craiova 2, anunță întreruperea furnizării agentului termic pentru încălzire și prepararea apei calde menajere în municipiul Craiova astăzi 22 ianuarie 2017 din cauza unei avarii produse la sucursala Electrocentrale Craiova 2. Reluarea furnizării agentului termic se va face în jurul orei 19. Conducerea companiei transmite locuitorilor scuzele de rigoare pentru disconfortul creat, asigurându-i că vor fi făcute toate eforturile pentru reducerea timpului de remediere a avariei, se arăta într-un comunicat al CEO. Imediat după ce a fost reluată furnizarea agentului termic, una dintre conducte a cedat și s-a transformat într-o fântână arteziană. Oamenii erau nemulțumiți de faptul că echipele de intervenție au întârziat rezolvarea defecțiunii. Am sunat și la pompieri și la cei de la CET. Se pare că nu se rezolvă nimic, cred că are mai bine de jumătate de oră de când apa sare în continuare până la etajul 4. Ce putem să facem? Apa are 100 de grade, nu o să intrăm acolo să ne luăm mașinile pentru ce? Să ne norocim pe viață? Aveți mașina parcată aici în zonă? Da, este acolo în spatele blocului, lângă mașină, cu geamurile sparte. Ce s-a întâmplat? Au sărit bucăți din asfalt și le-au... Pietre din asfalt, mașinile sunt avariate, distrugute, de ce se vede aici. Și nici nu puteți să mergeți să vedeți. Nu avem cum, că e apa caldă. Bine, stau cei de la intervenție acolo peste stradă. Da, da. Stau peste stradă și să uită, stau cu mine în buzunar. Am sunat, pe telefon, am sunat. Că e o singură mașină de intervenție și e plecată. Păi dar cum nu poate să oprească? Trebuie să fie bani de oprire a... A, păi nu vine unde aici, măcar să spargă coleasă, o ia, să ducă, Ministrul Energiei Toma Petcu l-a trimis la Craiova pe secretarul de stat Doru Vișan pentru a vedea care este situația.